Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Din psalmul 139 aș vrea să aduc câteva idei, câteva cuvinte înaintea dumneavoastră, înaintea Domnului. Haideți să vedem trei calități ale marelui nostru preot, ale celui care a întemeiat familia, ale celui care este prezent în mijlocul nostru, care știe totul despre noi, ale Dumnezeului nostru, celui sfânt. Psalmul 139, un psalm al lui David, spune aici către mai marele cântăreților. Dacă aveți scripturile, haideți să le deschidem și să observăm aceste lucruri. Voi citi selectiv. Observăm că acest psalm are trei strofe, fiecare strofă având o concluzie proprie. Strofa 4 sau finalul, concluzia psalmului, este observarea viciilor umane și o rugă de final, dar aș vrea de primele trei strofe să ne ocupăm puțin și uitați-vă și priviți la versetul 1 și să mergem până la versetul 6. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Vedeți, aici avem atotștiința lui Dumnezeu. S-a vorbit la ora de rugăciune despre mărturisirea păcatelor, despre faptul de a ne ascunde păcatele, despre faptul de a nu le ascunde până la urmă și de a le arăta înaintea ochilor lui Dumnezeu. Să știți că avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște totul despre noi, totul. Nu doar că știe trecutul nostru, știe și viitorul nostru. Nu doar că știe firele de păr din capul nostru, dar ne știe și gândurile, slăvit să fie El. Nu numai că ne știe gândurile, dar ne știe și simțămintele fraților și surori. Și acesta este Dumnezeul cu care avem de-a face. Și dacă avem nevoie de ceva, aveam în gând în dimineața asta să vorbesc altceva. Mă gândeam la bătălia pentru locul 1 din judecători, pentru că s-a vorbit frumos din judecători. Bătălia pentru locul 1 din judecători din capitolul 5. Acolo nu Barak a fost pe locul întâi, nici Debora, nici Iael, a fost Dumnezeu. Dumnezeu a fost pus pe locul întâi. Și faptul că bisericile noastre merg așa, încet, încet, încet și se ancorează în tradiționalism și până la urmă în rutină, și rutina aduce rugină spirituală, este datorat faptului că nu l-am lăsat și nu-l lăsăm pe Dumnezeu pe locul întâi în viețile noastre. Uitați-vă și priviți la acest împărat, la acest om mare al lui Dumnezeu, la David. La un moment dat, el începe să spună: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Am văzut și am găsit în altă traducere: Doamne, Tu privești adânc în inima mea. În altă traducere: Doamne, Tu mă examinezi, Tu mă cunoști în cele mai mici detalii. Acesta este Dumnezeul nostru, atotștiutor, omniscient. Este Cel care știe totul, totul despre noi. Omniștiința Lui, sau atotștiința, sau atotcunoașterea Lui, este profundă. Tu mă cercetezi, spune aici, de aproape și mă cunoști. Atotștiința Lui este amănunțită, versetul 2 și versetul 3. Știi când stau jos și când mă culc, de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Acesta este Dumnezeul nostru care ne cercetează. Și în original cuvântul ăsta, a cerceta, înseamnă a pătrunde prin. Noi suntem transparenți în fața lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu ne arătăm de multe ori transparența. Dar noi suntem transparenți în fața lui Dumnezeu. Ne-a rămas în minte ceea ce spunea un frate care acum e la Domnul, e plecat.
Spunea că la un moment dat a fost invitat să se ducă cu câțiva slujitori undeva la Hiria la o rugăciune. S-a dus, era mare nevoie de el, atunci nu prea existau mașini în România, și s-a dus să fie șofer. Și când a ajuns acolo și a auzit lucrările care se dădeau prin Duhul Sfânt, pentru că erau descoperiri clare, descoperiri temeinice, descoperiri de calibru, așa erau atunci. Și acum mai sunt descoperiri, să știți, și acum. Dar din cauză, spune în Isaia, din cauză că poporul ia frica de Domnul și o face doar o frică de datină omenească. Cuvintele prorocilor sunt ca și cuvintele unei cărți care este pecetluită, a unei cărți care este dată unui om sau unor oameni care nu știu citi, și asta este cauza. Frica de Domnul ar trebui să fie comoara Sionului. Și așa am înțelege lucrările altfel, și așa ar fi descoperirile mult, mult, mult mai temeinice. Dar din cauza că noi nu le putem suporta lucrările alea, gândiți-vă, fac o paranteză, cât despre tine, a fost odată dată așa o lucrare, cât despre tine care ai întins din nou mâna spre pahar, iată că m-am supărat pe tine și te voi lovi cu boala pe care ai avut-o în tinerețe. O și căzut omul în mijlocul bisericii și a făcut spume la gură, epilepsie. Și după aceea a mărturisit, după ce s-a trezit într-un final. Am fost în armată, eram într-adevăr bolnav de epilepsie, niște colegi de armată s-au rugat pentru mine, Dumnezeu m-a vindecat, m-am pocăit cu adevărat, m-am botezat. Și într-o zi m-a ispitit diavolul și am întins din nou mâna spre pahar, am băut, nu mult, am băut vin. Și din cauza asta Dumnezeu m-a pedepsit. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar mai vorbi atât de clar și ar face cum a făcut cu Anania și Safira? Mulți dintre noi, fraților și surori, am fi lovit, să știți. Și din cauza asta, Dumnezeu încă, în răbdarea Lui, în mila Lui, în bunătatea Lui, așteaptă să ne pocăim. Domnul să ne ajute. Închid paranteza. Fratele nostru, în ton cu ceea ce vorbeam, cu atot știința lui Dumnezeu, fratele nostru șofer se duce la Hiria. Acolo lucrări, lucrări, lucrări. La un moment dat vine un duh de cercetare peste el și în mintea lui: măi, mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu. Dar el, ca și noi de altfel, în loc să se mărturisească, zice: Doamne, dar Tu știi că eu sunt ca și pe pământ și știi că pe pământ sunt ispite, sunt așa și așa. Și a început el să, așa cum facem noi de multe ori la mărturisire, în loc să spunem aici a căzut fierul în apă și aici trebuie să intervină mâna lui Dumnezeu, începem să ne autojustificăm. Și asta făcea el. Se termină rugăciunea și un vas de lucru se ridică și întinde degetul și zice: tu care ești acolo, am văzut că ai luat o perie și ai început să îți dai scamele jos de pe haine. Domnul a zis: nu-i nevoie de perie, e nevoie de sânge, de sângele lui Hristos. Nu trebuie noi să ne curățăm hainele și să ne autojustificăm. Pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște, fraților, ne cunoaște, slăvit să fie Domnul. Doamne, Tu mă cercetezi, dar nu oricum. Cercetarea Ta e profundă, mă cercetezi de aproape și, Doamne, mă cunoști. Cercetarea Ta e amănunțită, știi când stau jos, când mă culc, de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Versetul 4, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Se spune că un bărbat vorbește pe zi undeva la 25.000 de cuvinte, o femeie undeva la 40.000 de cuvinte. Asta ar fi, să zicem așa, probabil undeva la 100 de pagini de A4. În fiecare zi noi scriem o carte cu tot ceea ce vorbim. Și Dumnezeu vine și în cartea asta nu numai că o notează și o are acolo scrisă unde trebuie, dar o ia și o cercetează și El cunoaște fiecare cuvânt, auzi, înainte să-mi ajungă pe limbă. El îl și cunoaște în totul, pentru că El știe orientările, înclinațiile inimii mele. Și atunci, în față la un astfel de Dumnezeu, să nu vin și să nu-i spun: Doamne, ăsta sunt eu,
acela ești tu, te rog, ai milă de mine. Cred că l-ați cunoscut pe fratele Gicu Stan, un om al lui Dumnezeu, de la noi din Cluj. Socrul lui, fratele Dascăl, povestea adesea cum s-a întors la Dumnezeu, bineînțeles, bazându-se pe această atotștiință, omniștiență a lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu care cercetează de aproape și caută să găsească o comoară în noi, comoara credinței, de multe ori nu o găsește. Dar dacă găsește sinceritate, să știți că Dumnezeu se bucură. Fratele Dascăl spunea că în tinerețele lui păzea vitele și toată ziua n-avea altceva de făcut decât să arunce cu pietre la țintă. Era stângaci, toată ziua cu pietre, arunca prin copaci, își punea diferite ținte și zice: am ajuns un țintaș atât de bun că puteam orice țintă, la o distanță oarecare, să o dobor și mă lăudam cu lucrul acesta. Într-o zi a venit diavolul în mintea mea și în gândul meu, nu eram pocăit, spunea el, și a venit diavolul și m-a provocat să mă duc la pocăiți. Și când pocăiții se închin acolo, o să-l văd pe cel care îi conduce, pe cel care e în fruntea lor. Îmi iau piatra din buzunar și ales o piatră netedă, frumoasă. Îl lovesc în cap, am ieșit și am fugit. Acesta a fost planul lui pus de diavol în mintea lui. Dar să știți că Dumnezeu de multe ori îl ia și pe diavolul și îl pune la carul lui să tragă, așa spunea cineva odată. Și adevărat. Intră dascălul în biserică, îi vede pe toți că sunt pe genunchi și nu știe pe care să-l lovească. Vedeți, de aceea e bine să mai facem și rugăciuni pe genunchi. Fratele Simeonuc era tare supărat pe rugăciunile în picioare. Zice: voi n-ați ajuns să iertați. Te scrie acolo că atunci când stați în picioare trebuie să iertați. N-ați ajuns să iertați, de tot vă rugați în picioare. Mai rugați-vă și pe genunchi. Când Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat cu fața la pământ. Ei, intră dascăl în biserică, cu piatra în buzunar, toți pe genunchi, nu știe pe care să lovească, stă încurcat și asta e. Se termină rugăciunea. O fetiță merge în față, lângă amvon, îi spune ceva la ureche la fratele care conducea, fratele o ia, o pune pe amvon, o masă improvizată era. Și fata asta întinde degetul și spune așa: așa vorbește Domnul, tu care ești acolo lângă ușă, în spate, care ai o piatră în buzunarul stâng și ai vrut să vii aici să faci deranj. A venit vremea să mă întâlnesc cu tine. Omnisciență, fraților, omnisciență. Avem un Dumnezeu care știe tainele. A început să tremure omul ăsta, a tremurat din toate încheieturile lui. Și tremurând, ce să mai lovească el cu piatra? Nu mai putea nici să o scoată din buzunar. Și o știu Dumnezeu locul, buzunarul stâng, că el era stângaci. Și merge în față și spune: fraților, mă pocăiesc, mă întorc și eu la Domnul, că Dumnezeu mă cunoaște. Și s-a pocăit. Avem un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, fraților și surori. Am un prieten în zona Clujului și spun asta pentru că este și cadrul acesta al binecuvântărilor de copii, mamelor, în special mamelor. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă descopere pe unde umblă copiii voștri, ce fac copiii voștri. Bineînțeles că avem tot felul de aparaturi și putem să-i controlăm, dar cea mai minunată aparatură este a Duhului Sfânt. Povestea fratele acesta că la un moment dat, la școală fiind la Cluj, a plecat la țară să își viziteze părinții și bineînțeles satul lui era undeva în vârful munților și undeva în Apuseni și n-a găsit mijloc de transport decât până într-un loc. S-au coborât acolo și făcea cu mâna la ocazie, dar nu l-a luat nimeni. Oricum, drumul era accidentat și nu circulau mașini. Până la urmă vine un om cu o căruță și îl ia și merge cu omul ăsta cu căruța. Zi de vară, cald.
înădușeală mare și la un moment dat îi se face sete și îl întreabă pe cărăuș: domnule, zice, n-ai un pic de apă să-mi dai? Ba da, zice, uite acolo în spate, lângă tine este o damingeană mare, e plină cu apă, bea din ea. Zice, am băut din ea, dar ia un iz așa interesant, zice, a fost în damingeană ceva alcool. Mă duc acasă, zice, și când bat la ușă, mama zice către mine: intră, de unde ai băut astăzi? Zice, am și înlemnit. Pe ce știi tu de băut? Zice, am văzut că ai băut dintr-o damingeană în care eram fășurat, încolăcit un șarpe. Ce ai făcut? Mamă dragă, mi-a fost sete, uite așa, uite așa, uite așa. Mamelor, în special mamelor, Domnul să vă dăruiască un discernământ profetic și Domnul să vă binecuvinteze cu înțelepciune în creșterea copiilor. Omnisciența lui Dumnezeu, avem un Dumnezeu care cunoaște totul, totul, cuvântul lui este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri, spune Scriptura, și așa este Domnul nostru, El cunoaște scaunul, fotoliu, drumul, șoseaua, portul, înclinațiile, gândurile, cuvintele, totul cunoaște despre noi, acest Dumnezeu. Următorul lucru, pentru că în versetul 6, după ce spune tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și spui mâna peste mine, versetul 6 este concluzia strofei 1. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde în Septuaginta. Ești înspăimântător de minunat. Vedeți în altă traducere. Și asta e știința lui Dumnezeu. Capacitatea ta de cunoaștere e așa de avansată, Doamne, că eu nu pot înțelege. Cum să o înțelegem dacă El este infinit? Și din cauza asta spune psalmistul, dacă în versetul 1 spune: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, în versetul 23 spune: cercetează-mă, analizează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Dar știi de ce? Vreau să mă pocăiesc. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, ajută-ne! De la versetul 7 în jos ni se arată a doua calitate a marelui nostru preot, și anume omniprezența, a tot prezență, o prezență continuă. Și se pune aici, vedeți, crește dramatismul, se pune întrebare, deci atunci când nu înțelegi, încep să pui întrebări, crește dramatismul. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Și dă posibilități aici. Dacă m-aș sui în cer să fiu un înger, tu ești acolo. Dacă m-aș culca în locuința morților, acolo unde a fost Lazar într-o zi și tu l-ai înviat, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce, ce înseamnă aripile zorilor? Viteza luminii, 300.000 de kilometri pe secundă, asta dacă aș avea-o. Și dacă s-ar inventa un avion cu viteza asta și m-aș duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Și concluzia la strofa a doua: și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Doamne, mare ești! Spunea unul din gânditorii creștinismului, Augustin: Dumnezeu este sfera cu centrul peste tot și cu marginile nicăieri. Dumnezeu e prezent și aici, și acolo, și acolo, e peste tot prezent. Și nu poți să ajungi, cum spunea marele nostru poet Arghezi, să-l pipăi și să zic: este, ăsta-i, până aici e Dumnezeu. Nu poți! Pentru că Dumnezeu este infinit, este infinit. El este prezent peste tot. Mi-aduc aminte că povestea un frate din America, e păstor, își povestea o întâmplare din viața lui. Poate că unii din Arad, de aici, l-ați cunoscut pe Gheorghică de la Șeulia, pe un om al lui Dumnezeu care l-a slujit pe Domnul cu scumpătate, era un proroc, un om deosebit. La un moment dat,
fratele păstor din America, pe care l-am auzit cu urechile mele istorisind întâmplarea asta, zice, era duminică dimineața, eram tânăr, și acolo în zona Mureșului, unde locuiau părinții mei, ce mi-a venit așa un chef să mă duc la un film, să nu mă mai duc la biserică, deși era duminică, și m-am dus la film. Și zice, a fost frumos filmul, dar mai frumos a fost seara, că a fost seara tineretului și m-au pus să predic. Și așa har mi-o dat Domnul. Vă dați seama. Dar zice, nu a fost cine să predice seara, și trebuie să predic. Și mi-o dat Domnul har. Se termină slujba și din spate înaintează în față, alături de alții care au venit să mă felicite, bătrânul Gheorghică, prorocul de la Șeulia. Vine la mine, mă prinde de mână, se uită în ochii mei și spune, unde ai fost azi dimineață? Deci am și înlemnit. Ca să nu mă fac de rușine în jur, n-am fost nicăieri. Nu te mai întreb a doua oară, ca să nu minți a doua oară. Dar Domnul e supărat pe tine și a zis să nu te mai duci, că te lovește. Fraților și surori, avem un Dumnezeu care e prezent pretutindeni, care cunoaște totul, totul, totul despre noi, lăudat să fie Domnul nostru. Acesta e Domnul și cu El ne-am făcut de lucru, să știți. Și întrebarea asta locativă, unde, unde, unde mă pot ascunde? La asta pot să spui o întrebare retorică. Nicăieri nu am unde să mă ascund, nicăieri nu mă pot ascunde de Dumnezeu. 3. Și aici deja vedeți, crește substanța, dramatismul, spuneam, omnipotența, tot puterea lui Dumnezeu. De la versetul 13 în jos, sunt atâtea minuni aici pe care psalmistul le pune aici ca niște perle, ca niște mărgăritare. De la versetul 13 în jos ne-l arată în marea lui putere, dar așa, pe înțelegerea omului, că nu putem noi să pătrundem tot ce înseamnă Dumnezeu. A defini înseamnă a ajunge la un finish, la un final, și nu putem să-L definim pe Dumnezeu. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Lăudat să fie Domnul! Se spune că la copil, prima dată Dumnezeu îi alcătuiește coloana vertebrală și inima. La plodul ăla, fără chip, de care spune și aici psalmistul. Și asta ne dă de gândit. Noi, ca oamenii lui Dumnezeu, trebuie să avem coloană vertebrală și să avem inimă. Domnul să ne ajute. Tu mi-ai întocmit rărunchii și mai... Uite, un mare țesător. Caută în toată lumea asta dacă găsești un țesător mai minunat ca Dumnezeu, care să vină și să împletească, să țese, să facă așa lucrare, să-ți pună rărunchii, Domnule, și să ai acolo în pântecele mamei, când ești un plod fără chip, să ai două bobițe, ca două bobițe de orez, zrinichii, și să pulseze viața în ei. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. 150.000 de kilometri de fibră nervoasă. Cine poate să facă lucrul acesta decât numai Dumnezeu? S-o țeasă, s-o pună, să ne întrețească pe toți cu atâta fibră nervoasă, atâția nervi străbat trupul omenesc. Ăsta-i Dumnezeul cel mare. Omul este alcătuit din celule. Dacă faci numai o literă de O, atâta, o literă, sau o citești în Biblie, litera asta conține 30.000-40.000 de celule numite cărămizile trupului nostru. Și o celulă are 300.000 de miliarde de molecule. Și face Dumnezeu încă o minune. În fiecare minut mor 3 miliarde de celule în noi și se nasc 3 miliarde de celule. Avem o uzină, a pus-o Dumnezeu în noi. Și așa putem să mergem înainte și viața noastră să meargă până la 70-80 de ani, cum spune psalmistul în 90, psalmistul Moise. Asta e numai minunea lui Dumnezeu. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu ești marele țesător, m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, slăvit să fie Domnul.
Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și iarăși reia tema. Cum se naște un copil? Nu știm, e o taină. Spune și în proverbe: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainit, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Și concluzia: cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Și închipuiți-vă pe marele David numărând gândurile lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu l-a ajutat să scape de Saul, cum l-a ajutat să scape de leu și de urs, cum l-a ajutat să scape de Goliat, cum l-a ajutat să ajungă pe tron, cum i-a dat copii sănătoși și spune: dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Și adorme numărând binecuvântările lui Dumnezeu. Așa ar trebui să facem și noi, ca să fim vindecați de supărare și de întristare și de nemulțumire. Și zice: când mă trezesc, sunt tot cu tine, reiau numărătoarea și încep și număr și număr și număr. Acesta este Dumnezeul cu care ne-am făcut de lucru, fraților. Eu vreau să rămân la gândurile acestea din Psalmul 139. Vă rog, când aveți timp, luați-l, citiți-l, citiți-l, ca să intre puterea lui Dumnezeu în inimile noastre. Știți care e problema? Creștinismul nostru are nevoie de o revitalizare și asta nu poate să vină decât dacă îl punem pe Iisus în centrul vieții noastre. Dacă îl punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Haideți totuși să vă citesc din Judecător 5 și apoi vreau să pun punct. Observați aici niște lucruri, capitolul 5, pentru că are legătură cu centralitatea lui Dumnezeu. Cântarea Deborei din Judecător 5, versetul 6. Pe vremea lui Șamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite. Deci au dispărut drumurile care trebuiau să fie. Călătorii apucau pe căi strâmbe, așa este și acum, de ce să nu o recunoaștem? O singură cale este aceea care a zis Domnul: eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul să ne ajute să mergem pe ea. Versetul 7. Au dispărut căpetenile adevărate. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Deborah. De ce să nu recunoaștem că și astăzi, dacă este un caz de eliberare de demoni, caută-l, vezi, îl găsești, poate cineva să se pună chezaș, să mustre demonii. Altădată erau 7 bărbați, 7 zile și a ieșit demonul afară. Astăzi greu mai găsești așa ceva, pentru că încep să dispară căpetenile adevărate, căpetenile erau fără putere. Au dispărut, până la urmă, a dispărut Dumnezeu și au apărut idolii. Versetul 8. El, adică poporul, și-a ales noi Dumnezei. Atunci războiul era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță. Au dispărut și armele adevărate. Versetul 9. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Fiți atenți, fraților, ce scrie în versetul 9, partea a doua. Binecuvântați pe Domnul. În momentul când oamenii ăștia încep să-l binecuvinteze pe Domnul, adică să-l pună la locul lui, dispar idolii, apar căpetenile adevărate, încep luptele, chiar stelele din cer încep să lupte pentru Israel și Dumnezeu dă mari biruințe poporului său. Haideți să-l punem pe Dumnezeu în locul central al familiei noastre, al vieții noastre, al bisericii noastre. Și atunci vom vedea minunile lui Dumnezeu în familie. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute. Amin.